Like! Wow. Bă, ești nebun! La mulți ani 2021! La mulți ani! Fiți atenți cum îi bag degetul în fund acum. Stai că intru în apă. Facem dincolo, de jos, din apă. Ne băgăm în apă și facem salutare și vine. Bă, la un video. Și ce n-am făcut toată perioada asta? N-am aruncat una în apă. Una în apă, așa, stăm așa. Stângă. Nu cred că o stinge. Eu am mai văzut și am mai dat așa, dar bine, am dat în bălți micuțe, dar asta e cam mare apa. Doar să o dau, știu unde, să o dau aici, gen. Să o dau să fie mâlul ăla, o să sară mâlul pe noi, trebuie să... Da. A, salutare, prieteni, și bine m-am găsit la un nou vlog. Sunt aici cu Pavel și, bineînțeles, că astăzi continuăm seria, după cum v-am promis, cu pocnituri de sărbători. Mergem la locul nostru cu pricina, știți foarte bine deja. Bine, voi nu știți. Da, filmăm acolo, într-o zonă de câmp dintre asta. Și facem astăzi iar niște experimente. Avem o țeavă, am căutat-o pe acasă, o țeavă mai subțire, dar am găsit una cam groasă. O să vedem ce mai facem astăzi și o să facem niște experimente noi cu petarde, pe care probabil unele deja le faceți, dar o să le vedeți și acum la mine. Da. Și mă gândeam să arunc una acum în apă. Dăm una? Nu, știu cum vrei. Dar o să sară zeama pe noi. Clară. O să sară. Da. Mă gândeam să dau una pe aici, dar o să sară foarte mult mâl, iar dacă dau în apă, există riscul să pocnească sau să nu pocnească. Nu știu. Hai că vedem mai pe seară. Da, așa că hai să traversăm. Așa, deci fiți atenți pe unde mergem noi. Da? Ok. Bă, sper să nu se miște asta. Pic acum în apă. Exact ce ziceam, se mișcă puțin. Pe balans. Aia, trebuie să o nimeresc. Bă, da, gata. Hai, poți? Hai așa. Și acum calcă mâl. Zic se mișcă. Ah, mâl. Ah, gata. Eu okay. Trebuie greutăți. Hai, da. Voi sper să nu mă fac terci pe aici. Bun. Parcur. Hai sus. Lai, tata. Am băgat pic în balță. Da. Ok. Mergem undeva într-un loc secret ascuns, departe, să putem să ne facem de cap liniștit, să nu rănim pe nimeni, nici pe noi. După cum am spus, experimentele acestea sunt amuzante, distractive, dar și periculoase. Așa că, mamă, ce frumos se vede. Nu încercați asta acasă, și nici pe casă, și nici pe lângă casă, și pe nicăieri. Greu la dealbă. Greu. Cred că asta e ultima urcare pe 2020. Da. Ultima urcare. Frumoasă zi. O să ne vedem în 2021, băieți și fete, oameni buni. Bă, până la urmă, hai să dăm și una aici, mă. Hai să dăm una aici. Eu zic să dăm una aici. Nu se sparg, mă, astea. O punem aici, dar o să duduie tare. Duduie rău. Nu, că e gros, am dat în... S-am pus la cărămidă și nu s-a spart nicio cărămidă, avea puțin. Nu, că ecoul se propagă, știi? Da. Facem? Un dita mai tu, nu? Nu știu, mi-e cam frică să... Eu nu sunt sigur. Dacă sparge. Sigur, da. Deci faza e că tuburile astea sunt al lui Pavel. Și frică să nu se spargă. Deci v-am spus unde filmăm noi aici, porțiunea asta, unde mergem, e terenul lui și e frică să nu bubuie tubul. Acum nu cred că bubui, pentru că mai dat, da, ai văzut. Da. Deci nu cred. Da. Eu așa zic. Acum nu știu cum vrei. Dacă nu, după aia trebuie să-ți dau câte tubul, 1.000.000, 2.000. Cam așa. Da, îți plătesc tubul, asta e ce să fac. L-am spart, îți dau banii pe tub. Hai că vedem. Da, deci ies un tun tare. Dacă pui într-o... Să fie, dar dacă ar fi și în picioare ăla să-l pui așa culcat, da, o să duduie tare. Ui, dai că intru în crenguțe. Da, băi, oameni buni, după cum am spus, seria asta a fost una dintre cele mai îndrăgite de voi în ultimul timp. Mă așteptam la lucrul ăsta pentru că e perioada pocnitorilor și, bineînțeles, o parte dintre vlogurile astea le vedeți după anul nou. Mai păstrez așa câte unul, două. Nu vi le pun pe toate odată, că na, să vă țin în suspans, știu că îmi cereți. Și, da. Ui, ce am obosit, bă, ce e asta? E său. Său de vită. Da, ia uite. Da, său, pentru cei care nu știți, e grăsime. Grăsime, deci toată asta e numai grăsime. Da. Eu furat găleata, cred că vreun câine cu totul și o lăsat-o aici. Ia uitați-vă aici, de la ultimul video pe care l-am făcut aici. Pentru cei care știți, a rămas bolțarul, l-am lăsat aici, în caz de mai venim, bineînțeles.
Asta am zis că o dăm și n-am dat-o încă. Hai să o dăm. O dăm azi? Da. Eu zic să o dăm. Da, asta e țeava pe care am luat-o. Bine, e un fier mai gros. Da, o țeavă pătrată. 10 pe 10. O iau înapoi acasă după. Pe asta sigur nu o sparge. Pe tarda garantat, că fepetrele astea sunt ele puternice, dar nici chiar atât de puternice. Și vrem să o băgăm puțin în pământ și să vedem cât de tare duduie. Și vreau să mai încerc ceva, să văd dacă poate sări în sus, dar nu știu exact. Ce fac, mă, mânci bomboană? Cred că dacă o pui așa, mă gândesc că dacă o pui așa, s-ar putea să se ducă tot în jos, să nu arunce prea mult. Pune-o exact sub ea, pune-o culcată. Așa, așa. Așa, perfect. Bun, hai, începem cu ceva micuț așa. Un FP3 versus cutia aceea de fasole sau ce a avut în ea. Hai. Bate vântul. Unio! Bă, s-a rupt în două, mă? S-a rupt în două, mă! Bă, nu cred! I-a sărit fundul! I-a sărit fundul, băi! Ia uite! Frige, da! I-a sărit fundul, deci asta nu mă gândeam! I-a sărit! A, ce e? Ciupercea gândea! I-a sărit fundulețul! Cât de tare! Da! Neașteptat, interesant, continuăm! Uai, ce lumină-i! Mă urbește, vrem să băgăm una cu 3 focuri acum în țeava asta, în PVC-ul ăsta subțirel. O bagi exact în jos. Cu focul. Da, mi-a scris și cineva în comentarii. Știam și eu treaba asta. Dacă o bagi așa, prima pocnește înăuntru și există șansa să o arunce în sus, să pocnească în sus. Hai să vedem. Sexy, 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 sexy. Hai, ca să ai mititică, bă. Iau! A pocnit, ai văzut-o? N-am apucat să o filmez. A sărit în sus, una a pocnit acolo și una acolo. Deci a pocnit una pe aici și una pe aici. Stai că-ți mai dau una. Nu știu dacă s-a văzut bine, dar a pocnit. Deci una, prima pocnește înăuntru și a doua și a treia sar în sus. Hai. Deci prima fii atent și a doua cum sare. Ia-o, pac. Și a treia, pac. Deci ați văzut, a sărit în sus. Sare pac, pac. Noaptea se vede bine când sare în sus, știi? Se vede exact cum luminează. Când pocnește așa, fiind ziua și lumină. Bate vântul în... Puf, puf! Cred că s-a observat. Una acolo, una acolo și una acolo. Ideea la acest experiment, ca să-i zic așa, este ca țeava să fie cât mai subțire, la fel ca și petarda. Deci să intre petarda aici, prima pocnește și a doua și a treia sar în sus. Cam asta este ideea. Dar trebuie să vă dați neapărat în spate, pentru că poate sări și să pocnească pe lângă voi. Și vă puteți accidenta. No, la asta mare nu cred că o să sară, dar o să se audă și mai tare checo și nici nu o sparge, că e groasă țeava. Na. Probabil o să aud în sol aici. S-aud în sol? Nu știu. Poftim, ia. Ok. Hai să vedem. Stau să audă cu ecou tare. Frumos. Frumos, mai bagă una. Mai bagă una, hai să vedem. Tun. Stai un fel de tun, dar s-a auzit așa, s-a auzit cam înfundat parcă, nu știu. Hai să vedem asta. Oh! Ai pus-o în jos. Păi da. Da, a pus-o, nu, căzut așa. Adică Da, depinde cum cade ea înăuntru ca să se audă bine, știi? Capul în jos, deci mai. Bă, asta s-a auzit frumos, frumos. M-am uitat acum la filmare și nu se aude nici măcar 20% cum se aude în realitate. Se aude așa, se aude un poc pe cameră. Deci, na, cred că știți și voi cei care mai ați făcut treaba asta. Pe cameră nu înregistrează sunetul exact ca în realitate. Deși am microfonul activat, deși nu se aude atât de prost, dar totuși nu se aude. În fine. Fă aici, uite așa, o gaură și băgăm una aici, tot așa cum am mai aruncat cu nisip, dar nu foarte mult, știi, ca să vedem cât nisip aruncă gen, dacă facem așa, ca o margine, mă gândeam eu, știi? Da. Să vedem exact așa.
să fie gen, dar știi cum, uite, cam aici, așa, într-un fel, să aibă acoperiș, știi, și să sară. Înțelegi? Și o bagi aici. Uite aici o bagi, exact aici, așa. O bagi acolo ca să vedem cât aruncă nisipul, da? Ce-o duduit asta, bă! Bă, focusul, bă! Asta s-a auzit frumos, mai frumos decât celelalte. Depinde de poziția ei când bubuie. Dacă e cu fața în jos, dacă e cu susul, dacă e pe o parte. Contează foarte mult cum o pui. Da. Haide, continuăm. Mai facem una tot așa, băgată în pământ. A sărit puțin, dar nu atât de mult pe cât mă așteptam. Mamă, ce vânt s-a stârnit. Oi, soare, dai cu dinți. Hai, bagă, dai. Mo! Mo! Ce fel a făcut asta frumos. Ia hai să vedem rezultatul. Ia uite. Ui, ce iese de aici. Ai pus peste ea sau nu, nu ai pus peste ea, nu? Groapă, da. Ai băgat aici. Ia uite. Da. Bă, ce a bubuit asta frumos, frumos a auzit. Da. Ia uite ce frumos se vede peisajul de aici. Se propagă ecou încolo, dar se duce, numai nu se aude atât de tare. Like, 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 like! Zi, drace! Ești acasă? Mi-e să cu coasă de acolo. Hai să facem ceva. Ce n-am mai făcut de mult? O floricică din câteva cu trei. N-am mai făcut de câteva zile sau de când. Da, tot așa. Astea simpatice, așa, floricelele astea. Da, e un mic trancan. Bă, ghiozdan, nu-mi stai așa. Sărea în ghiozdan. Da. Hai, dă-i. Puc! Ce-a sărit frumos. Tuc, 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 tuc. La mulți ani 2021. La mulți ani. Încă suntem în 2020, dar v-am spus. Vă zic la mulți ani. Multă sănătate și mulți bani. Sănătate și după bani. Așa? Mai am un ultim circoblitz de dat și ați văzut, dacă ați văzut, dacă nu ați văzut, uitați-vă la vlogul anterior, vlogurile anterioare în care am dat circoblitzuri. Am avut și cu una și cu două, adică lipite, e dublu cum ar veni. Și eu nu prea știu să le dau, pe alea simple le pui în picioare, iar cel dublu trebuia culcat. Și noi le-am pus tot în picioare și s-au dus pe pământ. Și e o problemă cu astea, că o iau haotic. Așa că m-am documentat mai mult și majoritatea am văzut că le-au pus culcat, deși nu știu. Așa că o să-l punem culcat. Mai am unul, deci e ultimul. Dacă nu, asta este. Sănătate, s-au dus toate. Nici o problemă, îl punem culcat. Deci îl pui culcat pentru că am înțeles că are într-o parte, se învârg, de asta ele se învârg, coblițurile astea. Și ca să se ducă sus, trebuie să le pui culcate. Ăla simplu s-a dus frumos atunci, sau care a mai dat, dar na, depinde. Hai, bagă-l așa, nu mai contează. Sperăm să-l nimerim de data asta. Vedem. Hai, fuga că ăsta o ia haotic. Ia, uite-l, bă! În sfârșit am dat și noi unul bine, bă. Asta trebuia să le facem de prima dată. Dacă n-am știut, da. Bă, acum câțiva ani nu prea erau dintre astea, de la an la an se fac alte modele. Alea simple, da, le pui în picioare și s-au dus sus. Ăsta era dublu și ia uitați-l cum s-a dus. Da, da. N-am știu, și are și două focuri, dacă observați. Poc, poc. Deci e un artificiu, bine, un emițător de sunet cu lumină, luminos. Ia uite, iar se vede frumos soarele în spate, acum merge așa un backflip în lumină. Ia fă asta în cadrul ăla acolo, că se vede mai frumos. Uite așa. Acolo, deci acolo se vede belea.
Te-ai încălzit, hă? Da. Unii dintre voi au întrebat când mai filmăm pe aici și Pavel sare dezbrăcat în tricou și pantalon scurți, a întrebat dacă nu e frig. Și eu făceam la fel ca el în momentul când săream, acum nu mai pot, după cum știți. Când sari te încălzești, dar asta pentru scurt timp, 15-20 minute, jumătate de oră cât ai, după care te îmbraci și ai plecat că răcești. Dar în momentul când faci foarte multă mișcare, plus că afară sunt câteva grade, adică nu e cu minus, e bine, e soare, deși e luna decembrie, da, asta e. E o iarnă mai călduroasă. Ia uite-l. Echipat. Sunt dublu cor din prima. Dublu cor din prima? Da. Cum știi tu? Wow! Mare like și subscribe. Merită, hai. 20 de oameni acum măcar. 20 de oameni, intrați în descriere și dați-i așa. Faceți așa la cap. Nu, faceți așa. Dacă îi bag degetul în ureche. Dacă îi bag degetul în ureche. Fiți atenți cum îi bag degetul în fund acum. Ia. Piu! Hai. Mai răcăței de căței. Ia, dă-i un backflip, dă-i un backflip, că vreau să fac ceva. Wow! Mamă, ce înălțime! Aia este înălțimea mamă? Da! Ți-am dat eu înălțimea! Ce înalt! Înalt, frumos! Mamă, îmi dă și mie așa o energie. N-aveți idee, de fiecare dată când îl văd cum sar, îmi dă o energie să sar. Dar dacă sar, odată am sărit și după aia acolo am rămas, cred că. Bă, dar tare aș da și eu acum, măcar un ultim flip așa pe an. Acum aș da, măcar un flip cu mâini ceva, dar fără încălzire, cred că a doua zi mă trezesc cu coloana strâmbă. Poftim? Ia dă-i. Nice. Hai, sar peste mine. Mai înalt pot să stau, stau mai așa, uite așa stau. Hai, chiar de mă atingi, nu-i problemă. Îl dau pe partea asta altă acum. Dă-l cum vrei. Wow! Wow! Bă, deci, cam asta e înălțimea. Până pe aici, așa te înalți. Da. Frumos! 1,20 m lejer. Îl dai și pe ăsta foarte înalt. Știi că încercai odată să atingi aici, da, niște frunze. Cărașa-mi de pe loc. Cum? Cărașa-mi de pe loc, numai dintr-un pas. Hai că eu te arunc așa. Hai. Bravo, bravo, tata, bravo. Bă, băieți și fete, vreau să vă zic că asta s-ar putea să fie ultimul clip de acest gen din seria asta cu petarde pe anul ăsta. Bine, am repetat, dacă unii dintre voi îmi comentați în continuare, o să vedeți vlogurile astea după anul nou, sunt filmate înainte, deci ca să înțelegeți. Vlogurile nu sunt filmate în ziua când sunt postate sau le postez și după o lună dacă vreau, oricând. Ideea este că asta cred că s-ar putea să fie ultimul. Și încă o dată vă spun la mulți ani pe anul ăsta, dacă v-am mai spus, cred că deja și în alte vloguri pe care le-ați văzut. Dar încă o dată la mulți ani, că nu strică să ai mulți ani. Și nu știu, dacă mai facem mâine unul, dar nu cred că ăsta va fi ultimul. Mi s-a terminat și mie muniția, ca să zic așa, deci cam gata. Cam gata, de acum la anul. Așa că o să continuăm cu alte vloguri, o să vedeți, pregătesc pentru anul 2021 niște clipuri total diferite, am planuri, după cum știți mi-am deschis și un canal secundar, așadar pentru cei care nu știți Viața la Țară, link în descriere, puteți să vă abonați acolo, pentru că dacă vă place și vreți să mă susțineți, puteți să mă susțineți, acolo o să fie conținut diferit față de ce o să vedeți aici. Dacă merge și leg, da? Da. Parcă cam... E bun pământul, e destul de moale, dar nu e foarte moale, e ok. Da.
Wow, te-ai dus într-o parte. Da. Gata, prieteni, începe să se lase frigul. Ia, se observă? Nu știu dacă se vede. E saburi, înghețăm, ne ducem și o să mai dăm încă o petardă. Până la urmă o să aruncăm una în apă, pentru că să vedem dacă sare sau nu sare. Înainte v-am spus, aruncam dintre alea mai micuțe în bălți și pocnesc. Dar una mare în apă, într-un râu n-am dat până acum, să vedem dacă nu asta este. Și hai, ia zi, dacă tot suntem la final, dăm într-un tub sau nu dăm? Bă, nu știu, mi-am zis că stau cu colții. Da, nu vrea să-i stric tubul. Trebuie să facă fântâna cu ele și... Da, da mă, că din 2, 4, uite, ai 6. Mai rămân 5, nu-i problemă. Îți bune. Dacă erau tuburile mele, era așa, da. Da, glumesc. Ok, da, hai să coborâm la râu și mai aruncăm acolo una și ne-am tirat. O arunci acolo, uite, lângă bolovan, acum, știi? Pietru-i. Mă, lângă bolovan, unde stai așa. Da, mă, uite, stai că ți-arunc ăsta ca să înțelegi, uite, pe acolo, pe undeva. Să fie în apă, totuși, cât de cât, știi? Da, iar. O arunci chiar în apă, deci să fie în apă. Oh, ai dat-o în apă, dar lasă că merge. Merge. Wow. Bă, ești nebun! Wow. Mamă. Bă, cât a aruncat apa în sus. Să bagi una într-o apă mai bă, mare. Bă, cât a aruncat apa în sus, bă. Ar merge acolo, în apa aia de acolo, că e mai adâncă. S-o dai mai la adâncime? Da, se ducă așa. Se ducă la fund, nu? S-a ajuns de apa. Da, mă. Stare, să văd. Ce s-a dus, bă. E bun că am dat apa. Da și aici dacă o dai. Da. Cât tot are apa vreo 30 cm, 20 cât are. Neașteptat, dar interesant. Da, mă gândeam că poate merge, dar chiar a sărit mai mult decât mă așteptam. Cam ăsta a fost vlogul pentru astăzi. Sperăm că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați la canal, activați clopoțelul de notificări, subscribe, follow pe Instagram și cam atât. Ne vedem data viitoare cu alte vloguri și la mulți ani încă o dată.